51. Fantoma Nici în cele mai oribile coșmaruri, Vanderberg nu și închipuise vreodată că o să eșueze pe o lume ostilă într-o mică capsulă spațială, având ca însoțitor un nebun. Bine măcar că Chris nu părea să fie violent. Poate că ar putea fi făcut să decoleze din nou și să zboare înapoi la galaxii. Privea în continuare în gol, iar din când în când buzele sale se mișcau conversând tăcut. Orașul cel străin rămânea în continuare complet pustiu și îți puteai închipui că fusese abandonat de sute de ani. Însă imediat Vanderberg observă niște semne care trădau niște locatari recenți. Cu toate că rachetele lui Bilti spulberase răstratul fiind de zăpadă din jurul lor, restul micului pătrat era încă ușor prudent. Era o pagină smulsă dintr-o carte acoperită cu semne și hieroglife, iar pe unele dintre ele le putea citi. Un obiect greu fusese târât în direcția aceea sau își croise druma nevoie sub propria greutate. Pornind de la intrarea acum închisă a unui iglu, se vedea urma inconfundabilă a unui vehicul cu roți. La o distanță prea mare ca să se poată distinge detaliile, se afla un obiect de dimensiuni mici care putea fi un container aruncat. Poate că locuitorii din Europa erau câteodată la fel de neglijenți ca și oamenii. Prezența vieții era certă, inconfundabilă. Vanderberg avea senzația că este urmărit de o mie de ochi sau alte simțuri și nu avea cum să-și dea seama dacă mințile din spatele lor erau prietenoase sau ostile. Ar putea fi și indiferent, așteptând doar ca intruși să plece spre a-și continua misterioasele activități. Apoi Chris se adresă din nou aerului. La revedere, bunicule, rosti el încet cu o urmă de tristețe. Întorcându-se către Vanderberg, el adăugă pe un ton de conversație normal. Zice că e timpul să plecăm. Probabil că mă consider nebun. Era mai înțelept să nu fie de acord hotărâ Vanderberg. În orice caz, în scurtă vreme va avea alte griji pe cap. Floyd se uita acum neliniștit la datele pe care le afișa computerul lui Bilty. Apoi spuse pe un ton de scuză. Iartă-mă, Van! Aterizarea a consumat mai mult combustibil decât plănuisem. Va trebui să schimbăm profilul misiunii. Era gândit Vanderberg posomorât un mod de a spune pe ocolite, nu ne mai putem întoarce la galaxii. Cu greutate reuși să-și suprime un fițar bunicul al dracului și întrebă doar. Și ce facem în cazul ăsta? Floyd studia harta și apăsa pe tastatura computerului. Nu putem rămâne aici, de ce nu gândi Vanderberg? Dacă tot o să murim ne-am putea folosi timpul aflând cât mai multe lucruri cu putință. Așa încât ar trebui să găsim un loc de unde naveta de pe Univers să ne poată recupera mai ușor. Vanderberg respiră ușurat. Ce prostie să nu se fi gândit la acest lucru! Se simțea exact ca cineva care a fost grațiat tocmai în momentul în care era dus la spânzurătoare. Univers va ajunge pe Europa în mai puțin de patru zile. Adăpostul oferit de Bilti era departe de a fi luxos, dar era infinit preferabil alternativelor la care s-ar fi putut gândi. Departe de vremea asta, mizerabilă, o suprafață netedă, stabilă, mai aproape de galaxii, deși nu sunt sigur dacă e de vreun folos. N-ar trebui să fie probleme. Avem suficient pentru 500 de kilometri, dar nu putem risca traversarea mării. Pentru o clipă, Vanderberg se gândi cu regret la Muntele Zeus. Acolo mai erau multe de făcut, dar tulburările seismice, care se agravau constant pe măsură ce Io se alinia cu Lucifer, anulau complet această posibilitate. Își puse întrebarea dacă instrumentele mai funcționau încă. Le va controla din nou imediat ce vor termina cu problema momentului. O să zbor de-a lungul țărmului spre ecuator, care e cel mai bun loc pentru aterizarea unei navete. Harta radar arăta niște zone nete de în interiorul uscatului, pe la 60 de grade longitudine vestică. Știu. Platoul Masada și, adăugă în sinea sa Vanderberg, poate o ocazie de încă puțină explorare. Să nu ratezi niciodată un prilej neașteptat. Spre platou, deci, la revedere, Veneția, la revedere, bunicule! Când se stinse uruitul silențios al rachetelor de frânare, Chris Floyd asigură pentru ultima oară circuitele de aprindere. Își desprinse centura scaunului, își întinse mâinile și picioarele cât de mult putu în cabina strâmta a navetei Bilti. Nu-i o priveliște prea rea pentru Europa, zise el vesel. Avem acum patru zile spre a afla dacă rațiile de penavetă sunt așa de proaste precum se spune. Drept care care dintre noi începe să vorbească primul.